Vremuri grele pentru micii producători. Din cauza cererii reduse, fermierii au ajuns să-și arunce marfa la gunoi. Așa de rău n-a fost nici în pandemie, spun oamenii. Disperați, încearcă să găsească soluții de avarie. Pentru a evita cheltuielile de transport și pe cele legate de închirierea unei tarabe în piață, producătorii încearcă să-și vândă recolta direct de la ei, din curte. O punem la tomberon. La fel ca Doina procedează sute de mici producători. Modelul de business de la fermă la furculiță a ajuns de la fermă la tomberon. Micul întreprinzător aruncă marfa pentru care în piață există tot mai puțini clienți. Vine tocmai din Giurgiu la Brașov pentru a-și vinde legumele. Doar combustibilul a ajuns să o coste 700 de lei. Profitul la noi e foarte mic. Investim foarte mult, muncim din decembrie la ele, să scoatem acum pe piață. Vânzările sunt foarte proaste, cumpărătorii nu au posibilitate să cumpere mai mult și se aruncă. Ca să nu-și bată joc de propria muncă, un alt producător hrănește animalele din curte cu recolta în care a investit bani grei și pentru care acum nu găsește cumpărători. Dacă se aruncă, se întâmplă să strice mult, e pierdere. Achiziționează cantități mici de produs ca să nu să fie riscul cât mai mic. Și asta e. Oamenii se plâng de vânzările în scădere. Atât de puțini clienți nu au mai fost nici măcar în pandemie. Aici e mai scump și la pensia noastră este destul de greu. Iau și mai puțin și economie. Nu mai fac ca înainte, fac numai la jumătate. Luam câte o jumătate de kil de ăsta sau un kilogram de morcovi. Acum două, trei lăgături și... În piețele din nordul țării situația este similară. De omul se rupe de la mâncare, să știți. Deci el economisește la mâncare, mănâncă mai puțin. Deci și clienți sunt mai puțin, dar să sunt și la așa, pentru că toate fiind scumpe produsele, știți, așa ea, noi rămânem cu foarte puțin bani. Deci noi suntem, de exemplu, la mine în casă, suntem 5 care lucrează în grădină. Și când așa, și de luni mai cu ceamă ne-au ales. Oricum, cantitatea scade. Scade din cauza prețurilor, că s-au scumpit. Acum poate nu eu, dar cei în vârstă sigur cumpără mai puțin. Și cei în vârstă au pensii mici și în cazul ăsta cumpără și mai prost, calitate mai proastă. Confruntați cu noua realitate, micii fermieri caută soluții. Cea mai la îndemână e să vândă marfa direct de la ei din curte. Am făcut o relație între noi și clienți, una serioasă. Și atunci, fiind serioși, omul care a cumpărat la noi ne-a mai adus un vecin, o rudă și am crescut organic. Dacă ne înțeleg clienții, trăiesc și ei, trăim și noi și mergem mai departe, în speranța că într-o zi o să fie mai bine. Din păcate, astfel de soluții nu fac decât să mai atenueze din pierderi. În lipsa unui sistem integrat de colectare și vânzare a producției, specialiștii spun că micii fermieri sunt condamnați la faliment.